Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O să căutăm armonia, echilibrul dacă dăm de lucruri care nu ne convin și se rezolvă totul ca prin minune. Ziua ne poate induce cu ușurință sentimente de bucurie, entuziasm sau exaltare. Va trebui să evităm dezvoltarea chestiunilor care nu merită atenția noastră. Tentația de a exagera atât în vorbe cât și prin fapte va fi foarte puternică. Vom fi încântați de perspectivele noastre, dar poate prea grăbiți. Vom putea să ne concentrăm asupra ceea ce vom crede că ar trebui să fie și în același timp vom pierde din vedere ceea ce va fi cu adevărat. De asemenea, vom fi exaltați și competitivi sub această influență, gata să luptăm pentru ceea ce va fi corect. Înclinația spre asumarea riscurilor va fi puternică și răbdarea prea scurtă. Vom fi nerăbdători, iar dacă rezultatele dorite ale eforturilor noastre nu se vor materializa imediat, vom putea deveni nervoși. Cu toate acestea, dacă vom folosi bunul simț, acesta va fi un moment bun pentru a ne pune în valoare imaginația și a ne distra pe cinste. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va putea face multe în această zi, dar numai dacă va acționa repede. Deci va trebui să nu amâne nimic. Cu cât se va ocupa mai devreme de lucruri importante, cu atât îi va fi mai ușor să obțină rezultatele dorite. Poate ar trebui să fiți ceva mai toleranți, delicați în relația cu partenerul de cuplu, să nu iasă scântei, că dragoste există. E ceva nou de lucru la serviciu, poate aveți un gând și cu școala să luați niște cursuri, chiar și online, ca să fiți în pas cu ce se cere în momentul de față. Sarcinile minore vor putea aștepta până seara, chiar dacă alții vor încerca să-l convingă altceva. Va avea o zi dificilă din punctul de vedere al relațiilor personale. Diferențe uitate vor reveni în prim plan. Îi vor fi reamintite vechi nemulțumiri. Astrele îi recomandă nativului berbec să amâne discuțiile despre probleme serioase sau planurile de viitor, deoarece îi va fi greu să se concentreze pe subiect. Taur. Nu va fi o zi rea pentru nativul Taur. Pentru a obține cele mai bune rezultate, va trebui să acționeze în mod independent, fără a aștepta aprobarea sau sprijinul altora. Soluțiile originale și îndrăznețe vor fi adesea cele mai bune, chiar dacă nu toți le vor aprecia. Se poate să întâlniți pe cineva care să fie genul vostru și să vă armonizați. O să se simtă compatibilitate. O să puneți creativitatea în funcțiune și o să iasă lucruri de valoare din mâinile voastre. O să simțiți nevoia să vă exprimați și altfel. Problemele familiei vor necesita mare atenție. Din fericire, rudele sale vor fi gata să-i asculte opinia și să o ia în considerare. Nativul Taur va face achiziții de succes, în special mobilier, obiecte de interior sau diverse accesorii textile. Un succes deosebit va avea spre seară orice experiment culinar va încerca. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi solicitantă și obositoare, totuși va fi utilă pentru că îi va permite să învețe multe și să obțină o experiență extrem de prețioasă. Deși multe dintre întreprinderile sale se vor dovedi a fi nereușite, nu va trebui să se plângă, ci să tragă concluziile necesare, deoarece acest lucru îi va permite să evite greșelile în viitor. Se poate să vă pregătiți de o escapadă măcar pentru o zi, să faceți plajă, baie mare sau să revedeți muntele. Poate redecorați apartamentul, faceți niște schimbări, aruncați lucrurile învechite care nu vă mai sunt de folos și o să le faceți o bucurie alor voștri. Va fi important să încerce ceva nou, să preia inițiativa. Numai astfel va putea face față influenței tendințelor negative. Nativul Gemeni va primi vești bune către seară, datorate unor coincidențe benefice. Totuși, va fi nevoie să manifeste ingeniozitate pentru a profita de ele. Rac. Nativul Rac va avea o zi liniștită, minunată pentru a vorbi despre trecut și pentru a face bilanțul ultimelor zile. Va reveni la cazurile inițiate anterior și le va putea duce la bun sfârșit. Probabil va restaura relații cu oameni care au deschis odată perspective benefice pentru el. Din păcate, nu totul va fi clar și evident în relațiile personale. Va trebui să anticipeze foarte multe lucruri bazându-se pe intuiția sa. Poate le-ați promis copiilor că îi duceți într-o plimbare acolo unde și-au dorit de mult și o să vă țineți de cuvânt. Sunt chestiuni birocratice de care trebuie să vă achitați urgent și să încheiați niște situații ca să puteți da drumul unor proiecte care așteaptă de ceva vreme. Astrele îi recomandă nativului Rac să evite întrebările obsesive și să nu insiste asupra dialogului, mai ales dacă va observa că interlocutorul său nu va fi pregătit pentru acesta. Leu.
Nativul leu nu va fi dispus să cunoască noi persoane, dar va fi fericit să-și petreacă timpul cu prietenii apropiați. Va putea primi oaspeți, va organiza petreceri și sărbători, făcând o treabă excelentă. Părinții săi vor avea nevoie de ajutorul lui. Abilitatea sa de a fi calm, fără emoții inutile, îl va ajuta pentru a aborda rezolvarea oricăror probleme personale. Poate vă repeziți la malul mării sau o zi două la munte, ca să vă aerisiți și dacă efortul nu e prea mare. Sunt niște acte de dus și de luat de la semnat, dar poate le scanați și primiți o semnătură electronică, ca să scutiți din drumuri, timp, cozi. Seara, nativul leu își va putea permite unele bucurii neplanificate, chiar dacă acestea vor fi asociate cu cheltuieli suplimentare. Vor fi posibile cadouri neașteptate. Fecioară. Nativul fecioară nu va avea o zi prea ușoară. În mod neașteptat, relațiile cu rudele îndepărtate vor deveni complicate și nu va fi posibilă găsirea unei soluții acceptabile pentru toți, în special cu privire la finanțe sau proprietăți. Va trebui să lupte pentru interesele sale și va risca să jignească pe cineva. Din fericire, cei mai apropiați prieteni vor fi de partea sa și îi vor da dreptate. Vi se propune o formă de colaborare și dacă nu sunteți prinși cu alte treburi, o să vă implicați, că o să vină bani. O să le dați de capăt situațiilor complicate, puteți demara și lucruri noi care să vă pună în lumina reflectoarelor și să vă restartați. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru activități în aer liber sau scurte călătorii. Nativul fecioară nu va regreta dacă își va dedica seara hobby-urilor sale sau o va petrece cu oameni care împărtășesc părerile și interesele. Balanță. Nativul balanță se va descurca bine, astrele îi promit coincidențe și evenimente interesante. Foarte util îi va fi ajutorul celor dragi pe care îl va primi fără întârziere. Va avea posibilitatea să rezolve diferențele familiale de lungă durată și va fi capabil să evite disputele ce vor putea tulbura armonia din jurul său. E cineva care vrea să petreceți câteva ore împreună, poate ieșiți la o plimbare și puneți sara la cale. Se poate să vă luați un mic respiro și să ajungeți și la malul mării sau altundeva, ca să fiți mai detașat atunci când veți lua decizii. Evenimentele sociale plăcute și amuzante nu vor fi excluse. Nativul balanță va avea momente minunate chiar dacă se va afla într-o companie necunoscută. Seara își va putea permite să se relaxeze, încredințând soluția tuturor problemelor organizatorice al cuiva. Scorpion. Nativul scorpion va depune puțin efort în plus doar pentru a face această zi fructoasă. Acest lucru îi va permite să obțină ceea ce va dori și să realizeze tot ce și-a propus. De asemenea, ziua va fi potrivită pentru întâlniri importante. Va trebui să fie pregătit pentru acestea, adică va avea nevoie să acorde o atenție deosebită aspectului său. Cu cât va arăta mai bine, cu atât va fi mai ușor să facă o impresie bună. Problemele familiei vor necesita mai multă atenție decât de obicei din partea nativului scorpion. Probabil din cauza acestora, unele întâlniri de lucru vor trebui amânate. O să ieșiți la rampă cu ceva nou și o să vă descurcați frumos. O să fie și niște oameni care să vă sprijine și va fi un progres. Săgetător. Nativul săgetător va avea o mulțime de emoții, încercări și neliniști. Va trebui să depună multe eforturi, dar după ce va obține rezultatul dorit, se va simți frustrat, deoarece va înțelege că de fapt a vrut ceva complet diferit. Va avea îndoieli cu privire la propriile sale abilități și calități profesionale. În astfel de momente va avea nevoie de sprijin, dar va fi puțin probabil să-l obțină, așa că va trebui să facă față singur acestei probleme. Nativul săgetător se va întâlni cu o persoană ce i-a lipsit în ultima vreme, de la care va afla numeroase informații utile. Poate le organizați copiilor o zi de naștere, o plimbare în parc, la pădure, să se miște un pic și să aibă spațiu de mișcare. O să fiți prinși cu tot felul de treburi, nimic însă din calea afară de solicitant și o să puteți și pleca într-o excursie. Capricorn. Nativul Capricorn va avea o zi în care va fi supus unor teste. Nu vor exista întrebări încuietoare, dar îi va fi mult mai dificil să le termine cu bine decât credea la început. Va fi posibil ca planurile sale prestabilite să fie ajustate, iar acest lucru nu îi va face niciun fel de plăcere. Această zi dificilă totuși se va bucura de excelenta comunicare cu cei dragi. O să vă puteți duce într-o vizită în afara orașului sau vă duceți să revedeți marea că v-a lipsit. Se poate să vă ocupați de casă, de reparații, curățenie, dați zugrăveală poate și le mai cereți ajutorul alor voștri, să nu vă luptați singur cu toate. Nativul Capricorn va găsi cu ușurință un limbaj comun cu ei, discutând despre toate problemele comune. Chiar și dezacordurile minore vor fi puțin probabile, seara fiind dedicată relaxării și odihnei. Vărsător.
Nativul vărsător va avea o zi agitată și controversată, în timpul căreia îi va fi foarte dificil să rămână calm. Vor putea exista unele dezacorduri cu rudele sau dispute despre lucruri mărunte, ce vor deveni din ce în ce mai serioase. Aproape nimeni nu va înțelege care vor fi aspirațiile și intențiile sale adevărate. Multe dintre ideile pe care le va exprima vor primi o evaluare negativă din partea celorlalți. Toate acestea îl vor dezamăgi pe nativul vărsător, dar nu va renunța la proiectele sale. Va fi important să asculte sfaturile lor bune din timp și să nu refuze ajutorul oferit de cei dragi. O să reușiți să vă înțelegeți cu partenerul de cuplu care a avut să vă reproșeze câte ceva și comunicarea o să meargă ca unsă. O să vă gândiți dacă semnați un contract de muncă sau așteptați ceva mai bun, că nu păreți convinși de ofertă. Pești. Nimic interesant nu va părea să se întâmple, dar starea nativului pești va fi pur și simplu excelentă, ceea ce va însemna că ziua în ansamblul ei va fi foarte plăcută. Vor exista coincidențe reușite pe care le va putea folosi în avantajul său, întâlniri aleatorii, dintre care una va putea marca începutul unei noi relații sentimentale. De asemenea, ziua va fi grozavă pentru cumpărături, astrele nefiind împotriva achizițiilor spontane. Poate vă faceți curaj să vă duceți la un interviu că ați dat de un job care vi se potrivește și e la mare căutare în perioada asta. Cheltuielile par să nu se mai termine și atunci trebuie avut grijă să nu rămâneți în pană de bani, să aveți tot timpul o rezervă, chit că banii o să mai intre. Nativul pești va avea mai multe invitații pentru a-și petrece seara. Pe oricare dintre ele va alege, se va simți minunat. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!